Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. De ce te-ai despărțit de ultimul prieten? În afară de povestea pe care mi-ai spus, cu sigur ai mai avut pe cineva, te-a înșelat sau ce s-a întâmplat? A fost ceva care m-a lăsat foarte rece. Prefer să nu discut despre asta. Trecutul e trecut și trebuie să rămân acolo. Dar simt așa că tu nu prea mai ai încredere în oameni, mai ales în bărbați. Normal că nu am, după chestia pe care am pățit-o, sincer, nu prea mai am încredere în nimeni. Dar încerc. Tu ești ok după... Sincer să spun, nu știu... Mai ales fetele de vârsta ta, cam umblă cu mai mulți băieți în București. Depinde și de ce fată dai. Cam 90%, să zicem așa. Tu ai putea să stai numai cu un băiat? Să-i fii fidelă sau asta? Asta este rostul unei relații. Nu să ies cu încă alți 3 băieți pe lângă tine. Teoretic ăsta ar fi rostul, dar în viața de zi cu zi, fetele se întâlnesc cu diversi. Mai ales tentațiile fiind mari. Da, sunt foarte mari tentațiile. Rețelele de socializare, mesaje, știu eu ce se mai întâmplă pe net. Da, dar cred că până la urmă, dacă vrei să faci ceva pentru viitorul tău, nu cred că ar avea vreun sens să ieși azi cu o persoană, mâine cu alta și... Da, dar nu simți și tu nevoia să cunoști mai mulți oameni, având 20 de ani, să cunoști caractere diferite, să... Nu am nevoie de prea multe cunoștințe. Nu sunt atât de bune. Am așa un fel de dubiu datorită vârstei tale, lipsei de experiență, că nu ai fi pregătită pentru ceva serios ce-mi doresc eu. Adică și o căsătorie sau, mă rog, de asta am venit la emisiunea asta. Înțelegi? Înțeleg la ce... Dar îmi place de tine, arăți foarte bine, dar nu știu, maturitatea asta. Mă rog, poate... Nu te percep exact cum ești în realitate, că n-am stat nici mult de vorbă, dar nu știu ce să zic. Da, înțeleg la ce te referi tu și ceea ce vrei să-mi spui, numai că din moment ce aleg să-mi fac un viitor alături de o persoană, eu zic că nu e cazul să mă mai uit și după altele. Sau dacă ar fi ceva, aș spune de la început, uite, nu merge. Mie nu-mi place asta. Ori schimbăm, ori... Ori ne despărțim, da, asta ar fi cel mai corect, să fiți sinceri. Nu vreau să rămân cu Robert pentru că el crede că dacă eu am 20 de ani, am o minte de copil și crede că o să umblu cu mai mulți bărbați. Eu dacă vreau să am o relație, am cu o singură persoană, nu cu 100. Nu mi-a inspirat încrederea necesară pentru... Am dorit ceva mai mult cu ea, o relație serioasă. Eu 20, el 31 de ani. Clar gândim diferit, sunt 11 ani. Mi-am dat seama că nu ar putea fi ceva serios între noi. Te iubesc de nu te vezi, de nu te vezi. Eu tot n-am înțeles ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut. La prima vedere m-a atras, era finuț, așa, simpatic. La microfon dar... o să te rog mai aproape, așa. La prima vedere m-a atras fizicul ei și era dulce, așa, zâmbea, cu ochișorii ei sclipiți. Dar am simțit-o puțin rece acolo la întâlnire și cred că a trecut prin multe și asta m-a marcat-o, într-un fel. Cam distantă, prea rece pentru vârsta ei. Da, da, să știi că fierbințeala unei femei este dată de bărbat. Nu știu dacă a venit special pentru mine sau poate a vrut să apară la emisiune, să... E, acum hai să nu le judecăm pe toate femeile și să le punem la zid. Până la urmă, fata asta a venit să te cunoască și tu ar trebui să fii onorat. Putea să vină pentru oricare alt băiat, că te-a ales pe tine... Sau ți-a început să-ți placă de Cristina? Sincer să spun, nici nu știu dacă ea știe exact cum arăt eu sau... A atras-o mai mult faptul că a văzut... Păi da, este dragoste de nu te vezi, adică, știi? Voi chiar nu v-ați văzut față-n față. Exact așa este, doamna Cristea. Exact așa este cu Cristina. A văzut ceva ce i-a plăcut pe acolo, dar pe mine m-a pierdut prin decor. Da. Îți iubește portofelul, crezi tu? Sau stai să te întreb, poate că tu ești îndrăgostit, dar ți-e frică de faptul că ea ar putea să-ți iubească doar portofelul. Nu știu ce să spun. Îmi place mai mult altă fată din platou. Nu vreau să dezvălui acum exact care. Te mai gândești și ne spui la momentul potrivit, da? Bineînțeles, bineînțeles, voi căuta un moment propice. Doamne